Uniunea Europeană a sprijinit mai multe reforme importante în Republica Moldova, cum ar fi cea a combaterei corupției, îmbunătățirii sistemului electoral și crearea unui sistem de justiție independent. Dar odată cu schimbarea guvernului la Chișinău, necesitatea acestor reforme rămâne actuală. Declarația a fost făcută pe data de 27 noiembrie de către Federica Mogherini, în altul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, în timpul dezbaterilor din Parlamentul European privind evoluția parteneriatului estic, din care face parte și țara noastră, potrivit oficial. Oficialului European, sprijinul UE pentru Moldova rămâne condiționat și va viza combaterea corupției și depolitizarea instituțiilor publice. Prioritățile noastre sunt aceleași ca ale prietenilor noștri din țările parteneriatului estic, fie că este vorba despre securitate, de locuri de muncă bune, de guvernare bună sau de instituții pe care pot avea încredere și se pot baza. Acesta este și cazul Republicii Moldova, unde am sprijinit reformele structurale pentru combaterea corupției, îmbunătățirea cadrului electoral și asigurarea unui sistem de justiție independent și responsabil. Republica Moldova are acum un nou guvern și nevoia unor reforme autentice rămâne. Ca întotdeauna, UE este pregătită să sprijine reformele în toate modurile posibile și ca întotdeauna sprijinul nostru rămâne condiționat. Susținerea noastră este și cred că va continua să se concentreze în special pe reformele de combatere a corupției și a intereselor asumate și în asigurarea faptului că instituțiile statului își păstrează sau își construiesc autonomia și nu sunt politizate, a mai declarat Mogherini. Parteneriatul estic a fost lansat în anul 2009 și include și S-a state din vecinătatea Uniunii Europene, Republica Moldova, Ucraina, Georgia, Armenia, Azerbaijan și Belarus.